găsit. Ce înseamnă MAD? MAD înseamnă Marius Andrei Dima, adică e proiectul meu, e ideea mea și de aici, nu știu, muzică și multă nebunie pe plan muzical. Ok. Și cum a început proiectul? Din greșeală. A început din greșeală și de plictiseală. M-am gândit într-o zi că ar trebui să stau să fac și altceva. Am văzut că nu prea ai avut foarte multe apariții live. Te-ai gândit la ceva de genul ăsta în viitor sau...? Apariții live cu MAD? Nu au fost până acum deloc. Da, m-am gândit de ceva timp, cam de un an și ceva, m-am gândit să trec proiectul ăsta și în live. Pot să spun că deja am început să vorbesc cu niște oameni și urmează să pregătim ceva, poate anul ăsta, poate anul viitor. Rămâne de văzut. Am observat că muzica ta are un feeling mai dark. Ce vrei să transmiți prin sound-ul ăsta? Sincer să fiu, nu încerc să transmit nimic prin muzică. Îmi place să fac muzica așa cum imaginez eu, pe sentimentele și pe trăirile mele și să las orice persoană care ascultă să înțeleagă ce vrea ea, indiferent la ce se gândește, indiferent la ce îi vine în cap, indiferent ce îi transmite, indiferent ce vrea să înțeleagă din piesa aia. Nu încerc să transmit nimic prin piese, încerc să las ascultătorul să înțeleagă ce vrea el și să plece cu o idee a lui. Cred că ăsta e și scopul muzicii, mai ales actuale și experimentale, să fie cât mai abstracte și fiecare să înțeleagă ce vrea, cum ai spus și tu. Ok, acum o întrebare, să zic așa, mai nostalgică. Când te-ai îndrăgostit prima oară de muzică? Care a fost momentul tău, să zic așa? Cred că prima dată când am dat de muzică a fost când eram foarte, foarte mic. Am dat de casetele audio ale tatălui meu, am dat de discuri de vinil, am dat de pick-up, niște boxe de prin casă, le-am legat și când plecau ai mei de acasă, începeam să pun muzică, indiferent ce muzică găseam pe acolo. Piesa care te-a făcut să te duci pe drumul ăsta? Zi repede, prima piesă care îți vine în minte. Ok, un cover Nine Inch Nails, mă rog, Nine Inch Nails a făcut cover după Queen, Get Down, Make Love. Ai mai activat în alte proiecte, în afară de MAD, fiind One Man Band, ai avut alte proiecte, banduri, More Man Band sau... la început n-au fost niște proiecte foarte mari, am avut un proiect de suflet, un proiect care și acum a ascult niște piese pe care le-am dat atunci, cred că se numea Venena. N-a ieșit absolut nimic din trupa aia, deci au o grămadă de idei și o grămadă de piese care erau semi-înregistrate sau, mă rog, niște idei pe care le-am tras. Am bătut la tope pentru o formație de muzică electronică de la noi de aici. Am cântat cu tine, cu proiectul Yo Tambien, care mi-a plăcut al naibii de mult, mi-a plăcut extraordinar de mult și a fost o experiență pe care eu nu aș vrea să o repet cât se poate curând. Și eu. Mă bucur să aud asta. Bine, Marius, mulțumim foarte mult. Rec24, mulțumim. La revedere!